Ce vrei, mă, băiatule? Mamă, mamă, au luat-o! Wow, wow! Dă-i, bă! Bă, bă, ușor! Dă-i, 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 dă-i! 140! Wow, Lincoln, 120! Uaide! Cavoierul la volan, conduc Dacia Logan. Cred? I-a căzut motorul. Trec și prin alea din față, fără să mă oprească nimeni. Dă-te, bă! Ai costă 80! Salutare, salutare, verișanilor, eu sunt Andrei și bine v-am regăsit după mai bine de 4 ani cu noi episod de Euro Truck Simulator 2. A trecut foarte, foarte mult timp de când am intrat în jocul ăsta. Chiar mi s-a făcut dor și am zis, ok, trebuie să intru neapărat și să dau și drumul la filmare, că așa e frumos. Dacă vă aduceți aminte, acum 4 ani pe vremea asta, am făcut și un tutorial în care v-am arătat cum să instalați moduri în Euro Truck Simulator 2. Și trebuie să recunosc faptul că n-a fost cel mai strălucit tutorial, așa că astăzi m-am gândit să revin cu partea a doua a tutorialului, în care să vă explic mult mai amănunțit și aprofundat toate chestiile esențiale despre cum să vă instalați moduri în Euro Truck Simulator 2, astfel încât să nu aveți parte de virus, să le verificați înainte și multe alte tips and tricks-uri pe care o să le vedeți în clipul ăsta, așa că băgați acolo foarte multe like-uri dacă doriți să mai postăm clipuri de genul și dacă doriți ca Verișanu să revină în forță cu seria asta mirobolantă, pentru că mai trebuie să și diversificăm, așa e frumos. By the way, pentru clipul ăsta v-am pregătit și câteva moduri de mașini foarte, foarte mișto, plus un mod de grafică, între ghilimele spus, cu tematică specială. Let's go! Deci mie nu vine să cred că site-ul arată fix la fel cum arăta acum 4 ani. Mi se pare că n-au schimbat nimic la el. Wow! Site-ul se numește ETS2World.com. Îl aveți și în descriere, bineînțeles. Aici veți găsi moduri atât pentru ETS2, cât și pentru ATS, care e American Truck Simulator. Îl vedeți în stânga sus. Dar ce o să ne intereseze mare parte pe noi astăzi o să fie categoria ETS2 Cars și ETS2 Maps. Închidem reclamele, că oricum trebuie să-și facă și ei bănuții niște aduri acolo băgate strecurate pe site. Aici o să găsiți la ETS2 Cars foarte multe moduri atât de autobuze, cât și de mașini. Noi o să încercăm să descărcăm 2-3 moduri de mașini, o să vă arăt cum să le băgați în folder și toate cele. Vreau să vă spun de pe acum că aveți o varietate de moduri, adică aveți de unde alege, de la Audi, la Tesla, la X6, la frumos. De asemenea, am găsit și câteva moduri foarte, foarte fain, care cumva au legătură cu mașinile românești, pentru că asta căutăm noi românii până la urmă, să regăsim în jocuri mașinile românești, cum e de exemplu această Skoda Octavia 1.9 TDI, da, foarte mișto, o să o testăm în clipul ăsta. Renault 12 Toros, le-am testat în clipurile precedente postate acum foarte mult timp, și Golf-ul ăsta 4. Ok, lăsăm pălăvrăgeala la o parte, ne ducem la ETS2 Cars. Încercăm să descărcăm acest mod, să vă fac și tutorialul practic. Acest mod de BMW X6M E71 2010, care arată și are un interior foarte mișto. Câteva descriere aici, fain, frumos, nu ne interesează. Ne vom duce mai jos la Download Mode, în cazul care vi se mai deschidă, nu știu, un alt browser, o altă filă sau așa, nu o băgați în seamă, închideți, nu descărcați nimic. În mod normal ar trebui să vă bage pe modsfire.com. Ne vom duce la Step 1, vom da Create Download, mai jos la Download File, și așteptăm acum, bineînțeles, în funcție de unde vreți voi să se descarce. Eu o să vreau pe desktop să se descarce. 177 de mega are în modul respectiv. Ne vom duce la DPC, ne vom duce la Documents, la Euro Truck Simulator 2, la Mod. Am înțeles din majoritatea comentariilor lăsate la clipul cu tutorialul precedent, în care se plângeau oamenii că nu au folderul de mod. Dacă merg modurile și pe jocul cracat, o să stabilim și o să dezbatem și asta, bineînțeles, puțin mai încolo. În cazul în care nu aveți folderul de mod în Euro Truck Simulator 2, veți putea crea voi unul și o să meargă garantat. Dacă clic dreapta, new folder, și frumos să-l denumiți mod. Eu nu pot să denumesc pentru că deja e creat. Iar aici veți pune toate modurile voastre, da? Totuși, înainte de a băga ceea ce am descărcat în fișierul cu moduri, va trebui să facem o chestie foarte importantă și esențială, da? Prima chestie esențială din acest tutorial, să mergem pe virus total și să încărcăm fișierul, astfel încât să vedem dacă are virus sau nu. E o chestie foarte importantă. Virus total este unul dintre cele mai bune site-uri care detectează troianele sau toți virusii posibil, cel puțin vedeți că din 59 de virus existenți nu este nici unul. Din moment ce ne arată aici că avem 0 din 59, e perfect. Dacă aveți unul din 59 și e cu roșu, e, atunci e o problemă, aveți mare grijă, în special la hărți. Acum că e safe, frumos îl putem trage aici și ne vom duce să deschidem jocul, guys. Sunteți pregătiți? Hai să plece jocul. Mamă, câte emoții, Euro Truck Simulator 2. Deci mare, mare grijă, guys. Întotdeauna să verificați înainte de a băga ceea ce ați descărcat, modul respectiv în fișierul de moduri, îl verificați pe virus total și dacă e în regulă, merge.
există moduri care nu funcționează, din păcate. Și eu am testat chiar înainte de a da drumul la acest clip, mai exact aseară, și sunt unele care nu merg. În cazul care primiți crash sau nu merg, nu merg, din păcate. Asta este, na. Ne vom duce la mod manager. Ideea e că voi trebuie să vă faceți foarte important un profil. Puteți lua și profile după net, dar nu știu cât de recomandate sunt și pe alea să încercați să le verificați astfel încât să nu fie probleme, da? Deja observați că mi-am pregătit aici un mod, și anume acest Golf 4 cu un mod de iarnă. Eu cel puțin din câte am văzut la alții, cel mai bine ar fi că atunci când aveți un mod, adică a juca cu un mod și vreți să băgați altă mașină ca să nu primiți crash, scoateți modul respectiv, dați cu un firm change, vă duceți din nou la mod manager și, nu știu, uite, o să punem alt mod, cu altă mașină mă refer. Eu am aici câteva salvări și o să încerc să-mi aleg una. Uite, din 16 iulie 2021, vă vine să credeți? Dăm aici load. Ideea e că trebuie să neapărat să vă faceți profil. Mamă, cât de mișto arată! Ia, uite, poliția română, Bacău, România. Wow, uite, trebuie să ne cumpărăm și noi DLC-ul ăsta. Și să mergem așa prin orașele voastre, v-ar plăcea? Acum eu din păcate stau prost cu bani. Ceea ce voi face prima dată este să mă duc frumos aici la bancă, scot și eu 100.000 de euro din bancă, că e greu rău de tot. Mă duc la truck dealers, vedeți că acum s-a schimbat. Deci nu mai trebuie să te duci tu, nu știu la ce dealer. Îți apare în dreapta jos XS mod dealer. Și aici vă apare fiecare mod. Cum au bine X6-ul ăsta Ford. Să dăm customize configuration. Văd că nu avem ce să punem pe el. Mamă, ce interior avem la X6-ul ăsta. Culoarea, hai să vedem cum o facem. Lăsăm alb, negrul facem. Wow, culoarea asta e perfectă. Hai să vedem dacă pe exterior putem să-i punem ceva. Jante, cauciucuri, alea, nimica. Iar la interior putem să-i punem ceva. Ia vedeți, mâncava, și ce se pune ceva așa pe alb. Punem ăsta că e mișto. Bun, dăm confirm, ok, și dăm purchase. Cred că trebuie să avem și garaj la mașină, da? E foarte simplu, guys. Gata, cumpăram mașina, să vedem dacă luăm crash. Dacă nu luăm crash, înseamnă că suntem dumnezeii tutorialelor. Dar stați un pic, avem o problemă, că eu mi-am făcut o setare. Așa mi-am pus să mă joc și din mouse, să manevrez volanul din mouse. Dăm prima cheie acestui X6. Fiți atenți! Ce vrei, mă, băiatule, că e greu mâncava și gura voastră. E greu rău de tot cu X6-le ăsta. Hai să mergem un pic mai în spate, așa. Wow, furia șoselelor, guys. Ia! Mamă, mamă, au luat-o! Wow! Mamă! Mamă, ce se duce X6-le? Ioi! Ce se duce X6-le? Oh, oh, oh! Mamă, dar cât de frumos e! Stați un pic, am emoții! Ce se duce! Dă-i, tată, dă-i! Dă-i, că se poate! Dă-i! Dă-i, bă! 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 Ușor! Accident cu noua mașină X6. Băi, și v-am mai pregătit câteva moduri. V-am spus că revenim cu ceva frumos pentru voi. Hai să dăm service. Așa, repair. 3000 de euro mi-au luat pentru reparație, bă. Mamă, ce... Ho, ho, ho. Uai, ai, ai, cum se duce, mâncavaș. Uai. Hai să o lăsăm mai moale totuși, hai să o lăsăm, dar e stabil! Ma... Bă, 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 ce faci, mă, omule, mă? Ia să ne plimbăm un pic, așa să-i dăm pe autostradă să vedem. Ia, noua mașină! Mamă, dar lunecă pe zăpadă! Opră! Dă-i, du-te, du-te, că se duce, mă, băiatule! Mamă, mamă! Ho, 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 ho! Ai, ai, ai! Mamă, face 0-100 acum! Mamă! Cum se duce, mă, băiatule! Mamă! Dă-i, 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 dă-i! X6-le, guys, power! Mamă, tremură mașina! Tremură mașina pe șosea! Mamă! 140!
Acum să spune că v-a săturat de modul ăsta Quick 6, da? Ne vom duce la exit, vom da aici la exit-ul de la Launchpad și ne bagă frumos în meniul de profil. Ne duce la mod manager, cum v-am învățat, da? Vom scoate modul ăsta, confirm, ok, dăm din nou la mod manager și vom băga golful. Ia văză-l mâncaia și gura lui, dăm continue și din nou trebuie să facem cu banii din bancă, eu cel puțin așa fac. Oricum mi se pare că este și o extensie care îți dă cumva bani gratis, XP gratis, sunt mai multe chestii. Acum fiecare cu preferințele sale, dacă mă înțelegeți, încă o dată multe like-uri, că ne distrăm de-a bine la... Haide, ia uite gol 4, mâncava și gura voastră, noua achiziție a Vereșadului. Să-i dăm o pornire clasică. Ia uite interior frumos, cum ne place numai nouă, spatele spate. Dăm semnal. Wow. Ho. Ho, ho. Mamă, ce plecare. Ma, ia vezi-l. Ia vezi-l ce se duce golful. Mamă. Facem și noi puțin roleplay cu golful ăsta, guys, da? Unde mergem? Dăm semnal dreapta. Facem puțin rol pe cu golful. Mamă! Nu m-am încadrat bine, dar nu mai stăm la discuții. Ne ducem direct. Ne ducem pe autostradă cu el, da? Wow! Legal! Fost 20! Cum stă golful 4 cu turațile aia? Uaide! Mamă, mare motor! Cavoierul la volan, conduc Dacia Logan. Bă! Ho, prr! Dă-te bă de aici, ca în golful! Uite că îi dau 100, îi dau 100, 120, 140, hai, 130, 130, 150, 150, guys, 150, am prins 150, 160, mamă! Mamă, cu 160 îi pușcă motorul. Mamă, intrăm și în drift un pic. Cred? I-a căzut motorul, Trivar familia. Și iată că am revenit și cu ultimul mod de astăzi, Skoda Octavia, guys. Ia vedeți-o cum arată, bă, băiatule, bă. Cât de frumoasă și ce interior avem. Not bad deloc. Ia vezi-o, tată. Nu văd, dar ok. Dai! Mamă, dar ce sunet tare! Mamă, ne sparge timpanele! Ia! Mamă, bă, băiatule, bă! Uai, dar e tun... Mamă, ce tunată e! Ia, uite-o! Hai, tată, cu 100, hai! 80! 80! Hai, facem 100! 100! 100! Și acum au drift! Cred că avem o mică, mare problemă, guys, cu poliția! Strască poliția, Doamne ajută! Mamă, dar se menține și ea bine! Se menține, gândiți-vă că e un joc din mouse acum! Trec prin astea două, ca un fulger. N-am atins mica. Trec și prin alea din față, fără să mă oprească nimeni. Dă-te, bă!
Uolo. Face și 0-100 cu ea? Avem și mod de grafică, mod de iarnă, tot ce trebuie. Ce ai, mă, tată, că n-ai o treabă cu ea? N-ai o treabă, bă. 180. Mamă, 180. Un pic. Hai cu 180. Uai, 180. Mamă, săraca, dârdie pe autostradă. Uai, ai. Bă, dar s-a blocat la 180. Mamă, hai că poate. Mamă. Nu. Jesus fucking Christ, nu mai pot. Ok, guys, așa că de final să vă arăt și cum vă instalați modul de iarnă, da? Pentru că sigur o să mă întrebați acolo în comentarii. Frosty Winter V9.6 pentru versiunea 1.48.5, cred că merge și pe 1.48. Vă duceți aici la free download, așteptați create download, Sharpily, start download, Frosty V9.6 SCS. Acestea fiind spuse, guys, vă mulțumesc tare mult pentru atenția acordată. Eu sper că v-a plăcut episodul ăsta. Nu uitați acolo de cât mai multe like-uri, iar acestea fiind spuse, noi ne vom auzi data viitoare. Sper că v-a fost util tutorial. Acesta. Bye bye!